Bun. Hai să se mai adune oameni. Nici nu știți ce live voi face eu acum și ce s-a întâmplat. O să vă ia durerea de cap ca să înțelegeți ce face sistemul. Nu mai vorbim că au încercat să-mi închidă contul de TikTok. Bun. Foarte tare. Bine că au încercat să-mi închidă contul de TikTok. Foarte tare. Bun. Bună seara tuturor. Distribuiți pentru că ce o să vă spun în acest moment, că dar n-am intrat degeaba, cât e Clement ora? Că noi suntem la 12 jumate noaptea. În primul rând am primit o alertă că în locul în care se află semnăturile mele se va da o spargere astfel încât să se fure toate semnăturile, să nu pot să le mai depun la la bec. N-au decât să vină, îi așteptăm, suntem foarte mulți aici. Mai avem și o firmă de pază și protecție, că doar nu credeau că suntem așa de izbeliște. Dar ceea ce... De ce nu dor? Pentru că am foarte multe acte de completat și pentru că s-a întâmplat ceva cumplit, un lucru care nu mi-aș fi închipuit niciodată că cineva poate să aibă un creier atât de infracțional încât să facă acest lucru. Ca avocat, tot timpul m-am ferit de tot ceea ce înseamnă încălcare de lege și am încercat să-i feresc și pe alții și să-i învăț legea. Dar ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta e deja prea mult. Mâine vă anunț că după ce îmi voi depune candidatura, voi, sau poate chiar dimineață, o să vedem, voi sesiza parchetul general cu privire la infracțiuni de la fals și uz de fals până la împiedicarea unei persoane de a candida împotriva a mai multor partide, printre care PSD și AUR, împotriva domnului Marcel Ciolacu și George Simion și a altor, dar în principal ei, precum și acelui grup infracțional organizat de pe TikTok și Facebook, care sunt în slujba acestora, plătiți de aceștia. Și haideți să vă spun schema pe care au încercat să ne-o facă nouă celor din Partidul SS România. De fapt, problema era candidatura la prezidențiale a subsemnatei. Am aici o schemă întreagă. Există inclusiv înregistrări, mesaje și știți cum s-au falsificat semnăturile? Punându-și mănuși și scriind astfel încât să nu existe vreo înregistrare a amprentelor. Drept pentru care am să vă spun ce s-a întâmplat. Sâmbătă și duminică, în două organizații județene, unde președinții erau la niște petreceri, nunți, au fost contactați telefonic același număr de telefon în care li se spunea că există un plic cu câteva sute de pagini de semnături pentru Diana Iovanovici-Șoșoacă și că sunt adunate. Unul dintre cei de la județ l-a chemat pe respectivul la nuntă și i s-a înmânat un plic. La celălalt a fost lăsat plicul lipit pe ușă. A doua zi, alte 5 județe au primit același telefon. Unul dintre președinții de județeană i-a cerut respectivului care i-a adus plicul un buletin și să dea cu subsemnatul că el este cel care i-a înmânat plicul.
Acel om i-a zis că este un antreprenor care are o firmă de transport și că a adunat prin intermediul șoferilor de tir aceste semnături. Când președintele de județean a vrut să-l legitimeze, acel om a luat-o la fugă, lăsând plicul acolo. În următoarele zile, până astăzi, s-au găsit plicuri cu mii de semnături lipite de ușile sediilor partidului SOS România. Alte plicuri s-a încercat să se introducă în partid prin câțiva infiltrați din partea partidului AUR, cel puțin din informațiile pe care le am și din pozele și filmările pe care le am. Am înțeles că domnul George Simion nu-și dorește să fie oprit din drumul său către turul 2, unde și-a aranjat cu domnul Ciolacu și da, George, te acuz de încercare, de împiedicare a subsemnatei de a candida la președinția României, pentru că știți cu toții că niciunul dintre voi și niciuna dintre candidate nu mi-ar face față niciodată, nu sunteți absolut deloc pregătiți din niciun punct de vedere, nu cunoașteți politică, sunteți cu toții mână în mână și PSD-ul și PNL-ul și USR-ul și UDMR-ul și AUR, împreună cu cei demisionari sau excluși din partidul SOS România. De aceea, prin intermediul acelor coțofane și prostituate politice și intelectuale, s-au depus plângeri împotriva partidului SOS România, astfel că mâine toate semnăturile pe care noi le-am primit le se vor depune la parchetul general. Și cu acuzațiile de rigoare împotriva și acestor partide și să ancheteze parchetul general din partea cui vin aceste partide. Aceste semnături false. Ca să înțelegeți de unde a avut PSD-ul peste 1 milion de semnături, de unde a avut PNL-ul peste 1 milion de semnături, haideți să se verifice toate semnăturile. Dacă e să ne jucăm și să mergem pe amenințări, atunci a zănit pe tărâmul meu cu oricâte pile și oricâți procurori ați avea în sistem și oricâți judecători. Haideți să vă spun cum a fost făcută cea mai mare parte a acestor semnături. Au fost generate pe chat GPT. S-a cerut chatului să emită un din ăsta Excel, un tabel Excel, da? În care să se menționeze nume, prenume, un număr de 6 cifre, adică numărul de la seria de la buletin, o adresă, conform datelor pe care le are din sistemul din România. Da, distribuiți masiv, pentru că ceea ce s-a auzit acum n-o s-a auzit în viața voastră și mâine această plângere penală va fi cu numele tuturor celor care au încercat să mă oprească, inclusiv cei care au depus plângeri penale împotriva mea, pentru că este inducerea în eroare organelor judiciare și dacă domnul Simion dorește să mai aibă un dosar, îl va avea și domnul Ciolacu și domnul Ciucă, pentru că din informațiile pe care le am din interiorul AUR, domnul Simion a dat ordinul și ceilalți s-au ocupat de aceste lucruri. Bun, cred că ar fi trebuit supravegheat sediul din Iancu de Hunedoara. Mai sunt implicați oameni din Partidul Republican. Bogdan, n-am să-ți dau numele de familie, dar o să ți-l scriu în plângerea penală. Precum și Răzvan. Precum și domnul V, aceea ce ați făcut se numește fals, uz de fals, înșelăciune și încercarea de împiedicare a unui partid și a unor oameni să candideze la aceste alegeri. Este cea mai mare încercare de fraudă care a fost făcută vreodată în istoria României.
încercare de oprire a unui candidat de a candida la președinția României. Mâine, domnul Simion cu domnul Ciolacu aranjaseră să depună o plângere penală prin intermediul unor filfizoane care să menționeze că, vezi, doamne, există acele date emise de ChatGPT cu nume foarte simplu, Ionescu Maria, Popescu Ion și așa mai departe, pentru că chat-ul asta face, iar adresele erau foarte simple, strada principală numărul 28, strada București numărul 5 și așa mai departe. Mai mult decât atât, au încercat să facă niște xeroxuri mizerabile și să le dea. Eu am interzis categoric tuturor județelor să preia aceste semnături de la străini, pentru că nu știi niciodată ceea ce se întâmplă. Dar sesizez prin acest moment toate instituțiile României cu privire și vreau și SRI-ul și SIE sunteți vinovate de acest lucru, pentru că aici nu ne jucăm. Este vorba de Parlamentul României, este vorba de președinția României și nu ne jucăm. Mai mult decât atât, există o mare problemă cu aceste semnături. Niciun partid și niciun om politic, precum nici Becu, nici oamenii de la AEP, nimeni, nu pot verifica în sistemul de PAB dacă adresele, seria, buletinul și CNP-ul respectivelor persoane sunt reale. Asta o face doar poliția și parchetul. Așa că solicit parchetului general, având în vedere toată această acțiune a sistemului generată inclusiv de serviciile secrete române, pe care le acuz de trădare împotriva poporului român, de încercare, de subminare a puterii politice în România, de subminare și de încercare de împiedicare a subsemnatei de a candida la președinția României și a candidaților din partidul SOS România de a candida la parlamentare, vă acuz de înaltă trădare, vă acuz de fals și uz de fals, înșelăciune și împiedicarea unor oameni corecți de a candida la aceste alegeri, e un drept constituțional pe care nu ni-l puteți lua. Vă acuz, domnule Ciolacu, vă acuz, domnule George Simion, vă acuz, domnule Ciucă, vă acuz, doamnă Elena Lasconi, vă acuz, domnule Kelemen Hunor, de un grup infracțional organizat și va trebui să dați cu toții cu subsemnatul, împreună cu șefii serviciilor secrete, pentru ceea ce ați încercat să faceți partidului SOS România. Solicit parchetului general, în cazul în care se sesizează la toate aceste plângeri care au fost depuse împotriva mea, solicit cercetarea fiecărei semnături a fiecărui partid care a depus liste de semnături la alegerile parlamentare și prezidențiale pentru noiembrie și decembrie 2024. Este inacceptabil ca în acest moment să ne batem joc de tot ceea ce înseamnă viitorul României, de Parlamentul României. Și anunț pe infiltrații din partidul SOS România, infiltrați de PSD, PNL și AUR, lista este aici, că din acest moment veți fi și voi pe lista din plângerile penale pe care le voi depune de mâine încolo la parchet împotriva voastră, grup infracțional organizat care ați încercat să distrugeți șansele unui partid de a candida la parlamentare și pentru mine de a candida la prezidențiale. Nu mă sperie absolut nimic. Nu mă sperie nici amenințările voastre că în acest moment veți veni peste noi și veți sparge sediul cabinetului de avocat, precum și sediul partidului SOS România din București, pentru a distruge semnăturile, astfel încât mâine să nu pot să depun nicio semnătură. Dacă voi credeți că Dumnezeu doarme, vă înșelați amarnic. În acest moment, tot partidul SOS România este în stare de alertă zero. În acest moment am sesizat toate organele posibile pentru a acorda ajutor, pază și protecție subsemnatei și tuturor președinților de județene din partidul SOS România,
date fiind aceste amenințări și mai ales încercarea de fraudare prin fals și uz de fals introdus de, conform surselor pe care le am și probelor pe care le am, din partea PSD, PNL, USR, UDMR și mai ales AUR. Domnule George Simion, după ce ți-ai bătut joc și împreună cu domnul Dumitru Silvestru Șoșoacă, cu domnul Terheș și cu mulți alții pentru falsificarea semnăturilor domnului Dumitru Silvestru Șoșoacă, pe care l-ai pus să candideze împotriva mea, vezi, Doamne, și știai că multă lume va fi dusă după fentă, sunt chestii organizate de serviciile secrete române, pentru că nu se putea trage la sorți ca exact pe partea cealaltă a partidului SOS România să fie domnul Șoșoacă și ștampila de pe partidul SOS să se imprime cu votat pe partea cealaltă la domnul Șoșoacă. Mai mult decât atât, a fost singurul independent care a avut un semn și o ș, da? Și mulți au fost induși în eroare considerând că este semnul SOS România. Așa a ajuns domnul Șoșoacă să aibă 80.000 de voturi, care de fapt au aparținut partidului SOS România. Escrocările de acest tipar ale serviciilor secrete sunt de cea mai joasă speță. Nu vă mai trimiteți nici băieții cu pătrățele, nu-l mai puneți nici pe fostul meu soț să-mi trimită mesaje de dragoste și de împăcare, pentru că în acest moment vă dau dracu pe toți. Nu mă interesează nici bărbații, nici femeile, nici fostul meu soț, nu mă interesează orice încercare a voastră de a mă opri din drumul meu de a ajunge la Cotroceni se va solda cu eșecul vostru. Pentru că, exact cum am fost întrebată, mai puteți? Dar de ce mă întrebați voi dacă mai pot? Da, mă, pot cât n-o să puteți voi. Pentru că pe mine mă animă dragostea de țară și popor, pe când pe voi vă animă dragostea de bani, iudelor, prostituatelor intelectuale și politice, prostituate din serviciile secrete române și prostituatele din partidele nenorocite parlamentare, care ați distrus efectiv țara asta. Rușine, Simioane, să ajungi să dispui să se introducă astfel de semnături. Păi tu credeai că nu te înregistrează nimeni, mă? Tu credeai că nu știe nimeni de mizeriile tale? Alu Ciolacu, alu Ciucă, nu mi-e frică, mă, de voi. Nu mi-e frică, veniți peste sediul meu, unde suntem câțiva, veniți și distrugeți toate semnăturile. Nicio problemă, vă așteptăm. Dacă voi credeați că las totul așa și că voi permite cuiva să-și bată joc de toate aceste semnături. De ce ați dus, mă, PNL-ul 1.300.000 sau 1.500.000 de semnături? Ce vreți să demonstrați? Că puteți să falsificați, îndragi? Nu ai cum să strângi atâtea semnături. Nu există. N-ați fost nicăieri pe stradă. Singurii oameni care adunau și au filmat și s-au pozat au fost partidul SOS România. Puteți voi să manipulați opinia publică prin toate televiziunile voastre. Oamenii ne-au văzut în stradă. Oamenii au văzut pe TikTok tot ceea ce s-a întâmplat. Nenorociților care v-ați bătut joc și încercați să opriți candidatura singurului naționalist, singura femeie care are o mai multe decât toți bărbații din toată politica românească și care a avut întotdeauna atitudine și a salvat țara asta și poporul român de 5 ani de zile, nu fac altceva decât să înlocuiesc un președinte trădător, amorf, inexistent și un prim-ministru trădător, analfabet funcțional și incult din toate punctele de vedere. Nu mă interesează din acest moment, domnule Simion, pune pe cine vrei tu să facă câte plângeri penale vrei împotriva mea și a partidului SOS România. Pentru că veți avea la rândul vostru toate plângerile penale împotriva voastră cu toate dovezile. Dacă voi credeați că noi nu avem dovezi împotriva voastră, vă înșelați amarnic. Da, SOS România s-a chinuit să obțină aceste semnături pe bune, ieșind în stradă. Este cumplit de greu. Nu poți să aduni 1.000.000 de semnături. Nici nu poți să verifici, că n-ai cum să verifici nici seria de buletin, nici numărul, nici CNP-ul, pentru că nu suntem de pub, adică această
direcție de evidență a populației la care poate fi accesată doar de către poliție și de către parchete. Altcineva nu are cum. Dacă voi credeți că eu o să tac, dacă voi credeți că pe mine mă înspăimântați, cu oameni trimiși acum noaptea peste mine în birou și v-am deschis ușa și voi credeți că mă înspăimântați și că mă amenințați, că mă omorâți pe mine aici în birou sau că îmi distrugeți aceste semnături, vă înșelați amarnic. În acest moment, foarte mulți membri din SOS România se îndreaptă către biroul de avocat unde eu sunt și fac acte. În acest moment am sesizat o firmă de pază și protecție pentru a veni și a păzi acest sediu. Și tot ceea ce se află aici și actele mele, pentru că este inacceptabil să se supună un om politic, un europarlamentar, și voi sesiza inclusiv parchetul european în privința amenințărilor pe care le-am primit și încercarea de șantaj și de amenințare și de încercare de împiedicare a candidaturii mele la președinția României. Dacă voi credeți că nu o să aflu, Simioane, dacă vrei să câștigi președinția României, încearcă în luptă dreaptă. Nu încerca prin tot felul de mizerii. Băi, și mai e ceva, ce faceți, bă, cu atâția bani? Domnul Târziu, domnul Simion, câte vieți aveți? Chiar totul se rezumă la bani? Chiar totul se rezumă la ce? Păi n-au vândut ăștia în 34 de ani în România cât o să o vinzi tu, Simioane, la felul în care ești și te cunosc. De-abia aștept să înceapă campania electorală, Simioane. Vreau să fii cu mine față în față, la fel Ciolacu, la fel Ciucă, la fel toți care vă credeți mari mahări în politica românească, și să-mi răspundeți pentru fiecare infracțiune pe care voi ați făcut-o și vă aduc în față. Inclusiv aceasta prin care ați încercat să mă opriți și încercați. Mâine vă aștept. Hai, Simioane, dacă ai tupeu, vino! Vino și tu și Ciolacu, veniți, dacă aveți tupeu, să vă întâlniți cu mine față în față. Mâine tot partidul SOS România va fi la Biroul Electoral Central pentru a se depune candidatura mea la prezidențiale și semnăturile. Toate semnăturile mizerabile pe care încercați, Simioane, și tu, Ciolacule, și tu, Ciucă, să le introduceți în partidul SOS România false, vor fi depuse la parchet, da? Să nu credeți că nu știam. Dar acum să faceți chestia asta, să am și amenințări, că nu știu ce o să-mi faceți mie în birou. Mai ții minte, Simioane, ce mi-ai spus în Parlamentul României? Ai cu ce, mă? Ești în stare cu o femeie? De-abia aștept să vină, campania electorală și să-ți spun, să-ți povestesc cum te-am văzut eu în campania electorală din 2020. Tic-tac, Simioane, tic-tac, Ciolacule, tic-tac, Ciucă, tic-tac, USA, tic-tac, NATO, tic-tac, UUE cu M. Da? Este inacceptabil ceea ce se întâmplă în România. Este inacceptabil să se interzică unui om să candideze. Este inacceptabil să se falsifice semnături și să se încerce introducerea acestora pe listele de susținători ale Partidului SOS România. Și vă anunț un lucru. Pentru toate plângerile penale care mi-au fost făcute la comanda lui Ciolacu și lui Simion și a lui Ciucă și a lui USR și a lui UDMR, veți avea din partea mea plângeri împotriva voastră a președinților cu dovezile de rigoare. Ne vom bate în plângeri penale și în dosare penale până o să crăpați. Știți care e diferența între mine și voi? Diferența între mine și voi e că eu sunt un om corect și sincer și că sunt avocat și că pe mine nu mă sperie niciun dosar penal pentru că mă știu curată. Dar voi, plin de bube din cap până în picioare, infractori de drumul mare, acuzați de înaltă trădare,
Pentru voi fiecare dosar penal înseamnă un preinfart. Pentru că asta nu înțelegeți voi. Minciuna are picioare scurte. Nu voi permite nimănui să-și bată joc de unica șansă a naționaliștilor de a ajunge să conducă România. Nu voi permite nimănui să mă oprească din drumul meu către Cotroceni. Nu voi permite nimănui să-mi oprească partidul SOS România construit de mine personal, cu toți banii mei pe care i-am avut, cu sacrificiul familiei mele. Nu voi permite să mă opriți și să-mi opriți oamenii. Iar infiltrații, stați liniștiți, vor vedea ce vor păți. E tic-tac. Este tic-tac. Dar să ajungeți să trimiteți oameni, păi dar noi la sedia avem aparate de filmat, să trimiteți oameni care să lase semnături făcute de voi cu ajutorul ChatGPT. Păi voi vă dați seama ce concurs de infracțiuni ați făcut voi ăștia PSD-iștii, PNL-iștii, auriștii, useriștii, udemeriștii și care dracu-ți mai fi? Voi credeați că vă merge cu mine? Au existat președinți de județeană care imediat au dat alarma. România nu este o democrație. România este o dictatură. Din păcate, românii l-au omorât pe Ceaușescu degeaba. Nu avem nimic din ceea ce ni s-a promis. Avem doar minciună, avem doar înșelăciune, avem doar furt, avem falsuri, uz de falsuri. Ai chemat oamenii? Ok. Bun. Deci în acest moment, la cabinetul meu de... Sunt deja aici. Simioane, mai trimite mamă. Am deja 3 mașini de pază și protecție în fața blocului și în bloc. Dacă tu credeai că îți voi permite să faci acte de agresiune pe care le-ai făcut împotriva Raisa Enachi, asupra căreia ai smuțit membrii AUR în propriul ei birou. Băi, Edita-i parlamentarul, băi, nenorocitule. Cum ți-ai permis, mă, să trimiți oamenii să amenințe și să dea și să înjure o femeie deputat? Cine dracu te crezi tu, băi, Simioane? În afară că ești tu un golan pe care eu te-am băgat în Parlament și eu te voi scoate. Mai ții minte, Simioane, violul de la școala ta de vară? Ai știut, Simioane? Știai? Gândește-te că am avut avocat eu angajat acolo. Așa că știu mai multe decât îți poți închipui. Așa că, oameni buni, am vrut să vă aduc la cunoștință în această noapte ceea ce am aflat, am pus cap la cap și în aceste zile s-a adeverit. Este inacceptabil ca astfel de personaje ca Ciolacu, Simion, Lasconi, Hunor și Ciucă să candideze la președinția României după ce împreună cu capii serviciilor secrete au încercat să pună în aplicare șantaj asupra Dianei Șoșoacă, amenințări și încercare de falsificare a semnăturilor noastre a Partidului SOS România și ale mele la președințiale. Adun și mea, te rog, o apă. Pentru public, crezi că are legătură și cu politica externă? Pentru că ce ai făcut tu zilele astea deranja multă lume. Da, are dreptate, Clement. Și nu numai în țară, mă refer deja... Da, de la Bruxelles. Da, este și o acțiune pe calea statului Israel, Cazari, și este o acțiune inclusiv dispusă de la Ursula von der Leyen și Roberta Metsola. Când va veni acum Clement, vă va povesti un pic despre ceea ce a aflat și, mersi frumos, și cum au primit aceste partide. Hai să un pic, vină încoace.
ordin de a mă opri din candidatură. Zi, Clement. Așa. Tot stai un pic, da. Că nu te vezi. A, să mă aud, că de văzut. Păi, trecem cu acea un pic. Așa, e bine. Deci, dacă avem primul semnal important, a fost după plenul de la Strasburg, cu votul pentru Comisia Europeană, pentru Ursula, de fapt. Atunci ieșirea ta... Cu icoana. Cu icoana, da. Cu icoana, cu sac. Ei, după moment, înainte de momentul ăla, era foarte multă deschidere spre tine, foarte mulți oameni care te căutau, sondajele te dădeau foarte sus, presa te... Era un entuziasm general după alegerile europarlamentare. După ce ai pus-o pe Ursula în fața coșmarului ei... Da? Adică în fața adevărului, că tu asta faci. Tu spui adevărul, iar ăla e coșmar pentru unii. În momentul ăla s-a schimbat brusc toată situația, toată scena politică, toate ușile s-au închis, toate televiziunile au refuzat să te mai invite, sondajele au căzut brusc, în loc să crească, după o expunere mediatică pe care, nu știu, o companie, cred că trebuia să o plătească cu câteva sute de milioane de euro ca să apari, simultan, în toată presa din lumea, pe toate canalele de social media, că și alea costă, alea nu-s gratis pentru, nu? Pentru promovare. Brusc ai început să scazi, să dispari și ulterior am aflat din mai multe surse că cea mai supărată dintre toți a fost chiar Ursula. Care este ca momentul de glorie, când ea trebuia să-și preia al doilea mandat. Da? Și de atunci au început atacurile de felul ăsta. Știți că tu nu te-ai oprit? Nu, ce să fac și eu? Următoarele discursuri în Parlamentul European au fost pe aceeași linie, așa, deci pericolul pe care tu îl reprezinți e real și nu e vorba despre România, problema este că tu ai primit, că ți le-am printat și le-ai citit la un moment dat, problema este că ai primit foarte multe mesaje din țările UE, alea grele, alea care contează, că să zicem că România e ținută la coadă, da? Dacă ne scriu cetățeni din Franța, din Germania, din Italia, din Spania și care spun nu o lăsa pe Ursula, spune Ursulei, dă-o afară, oprește-o să nu preia conducerea. Când îți scriu industriași germani, că unul din primele mesaje, înainte de a fi votarea ei, a fost de la un industriaș german, șef de patronat în Germania, industria auto, sau cea, deci industria grea a Germaniei, care avea o listă de vreo 3 pagini cu motive pentru care Ursula nu trebuie susținută și să iei atitudine împotriva ei. E, în momentul în care tu ai coagulat toate aceste energii, da? Normal că ai dimit un pericol. Tu ai spus la un dat că tu candidezi împotriva serviciilor secrete. E mai grav de atât. Candidezi împotriva Ursulei, care e șefa tuturor serviciilor secrete din Europa, da? Care sunt de la 27 în sus, da? Fiecare țară câte unul, Comisia Europeană are al ei, ce state străine mai fără și șeful tuturor este Ursula. Dar nu s-a terminat aici. Eu acum mă gândesc la ultimele 2-3 zile, da? Când ai atras atenția asupra conflictului din Orientul Mijlociu, da? Aoleu. Câți dușmani ți-ai făcut tu pe partea cu Ucraina, da? Dar nu ți-a fost destul, cum să începuse să te plictisești, nu? Să devenise banal. Ei, problema este că a mai apărut un război, noi iar suntem moți, nu spun la ce, în războiul ăsta, nu știu cum ne nimerim noi când încep războaiele, noi suntem mereu acolo primii care să ne o luăm în freză, da? A ieșit și aici sunt alți dușmani. Și mai nasol. Mai nasol. Cu, da. Israelul. Da, exact. Da. Și m-a amuzat foarte tare, că trebuie să ne mai descrețim puțin, că e prea periculos ca să nu... Cum a scris evenimentul astăzi, cum am interpretat, tu ai avut un live la Turcescu, da? Și ai spus cum ai alegat consilierii să facă mai repede, pentru că era foarte urgent, da, cu războiul. Și într-o oră de la momentul, da, în care am trimis, exact, a început bombardamentul. Da. Și deci cum a scris evenimentul zilei. Iana Șușoacă a făcut presiuni asupra consilierilor pe anumite subiecte. Undeva ei au înțeles bine. Da. Subiectele astea sunt atât de periculoase și de grele, încât chiar avem nevoie de impuls ca să ne facem curaj să le abordăm. Sau să... Hai, spune-ne că ți-e frică uneori să scrii după dictarea mea. Da, exact. Uneori. Nu? Da, da. Deci evenimentul a priceput bine că aici e o dezbatere câteodată foarte dură. Ce ne facem? Da, că... și am multe, da, certuri cu Clement, da, pentru că de multe ori nu vrea să trimită ceea ce îi spun eu și atunci mă enervez și îmi trimis singură. Da,
Eu mai amân, mai stai să mai vedem, să ne mai gândim, să o punem în altă formă, o formă mai blândă. Mai, blândă faceți voi la voi acasă, la mine se face așa. Am făcut și anunțul pentru depunerea de mâine, da? Pot să spun, da? Spunem. L-am făcut frumos, bine, am avut un ajutor, cineva din partid, știi cu cine lucrez eu pe comunicare, da? Așa, și ce credeți că s-a întâmplat? Nu mă reprezintă. Eu am altă politică, așa că va trebui să iau exact din declarațiile tale ce ai spus că vei face ca președinte. Corect. Și pe ăla-l dăm. Motamo. Da. Fără zahăr. Așa aspru. Da. Stai că nu știu de ce nu mai stau asta cum trebuie. Deci lăsă-ți țin cu mâna. Stai așa. Da. Pentru că și temele pe care tu le abordezi, nu le abordează nimeni în România. Abia dacă le abordează câțiva... Ia spune, câte dă drum. Da, cred că e... Au venit paza, da. E jos și aici e șef. Da, deci au venit, s-au sesizat oamenii din partid și au venit pentru că noi am primit amenințări aici. Apasă de mai multe ori. Și vreau să trăiți și voi alături de noi. Noaptea dinaintea depunerii candidaturii la prezidențiale și să vedeți câte ni se întâmplă și câte amenințări avem și ce au încercat să facă pentru a ne anula semnăturile. Domnule Simion și pe toate parașutele pe care le trimiți împotriva mea, fie masculine, fie feminine, de-abia aștept să vă prind mâine și să primiți ceea ce meritați și voi, la fel, dosare penale fără număr. Aprinde lumina acolo. Da. Au venit? Da. Bună. Salut. Deci toată noaptea va trebui. Permisiune. Îmi dați voi, da? Da, da. Dă-i drumul. Da, stai un pic să termin eu live-ul. Da? Și pe urmă. Da. Au venit cei de la pază și protecție. O să ies din live pentru că se pare că avem și niște obiecte băgate în sediu și da, cam asta facem noi înainte de depunerea candidaturii la prezidențiale, da? Pază și protecție, detectarea de aparate și detectarea de amenințări. Cred că sunt 3 sau 4 mașini jos care au venit pentru pază și protecție. S-a alertat și poliția din România. Mă apuc de scris plângerile penale și mâine, dragi președinți de partide mizerabile care vă bateți joc de România, veți avea ceea ce meritați, căci cine sapă groapa altuia cade primul în ea. Da, ca să mă votați trebuie să și mi se aprobe candidatura, ori se pare că sistemul încearcă din răzputeri să mi anuleze candidatura și să infiltreze tot felul de oameni și să falsifice semnături și așa mai departe. Normal că o să am grijă de pompieri după alegeri. Bun. Vă îmbrățișez, mă duc să dau cu subsemnatul în momentul ăsta pentru sesizările făcute și stați liniștiți, dar distribuiți acest live pentru că ceea ce s-a întâmplat în aceste momente nu s-a întâmplat niciodată în istoria alegerilor din România. Mâine, dacă vreți, stați liniștiți că și dacă vin dușmanii, avem pază și protecție, mai ales de când am susținut Libanul și am vrut să mă întâlnesc cu ambasadorul Iranului. Și o să urmez întâlnirea. Și poftim, țin să vă anunț, în premieră voi avea o întâlnire cu ambasadorul Iranului la București, astfel încât să pot să mai scap încă o dată România de război. Clement, spune-le, te rog frumos, oamenilor de amenințările pe care le-am avut ca urmare a tuturor acțiunilor făcute, inclusiv asupra asistentelor mele de la Bruxelles. E o poveste neverosimilă. Dacă nu am fi văzut-o, nu am fi
povestit-o, da? Aici sunt două niveluri. Unu, cei care veneau să se angajeze foarte bucuroși că pot să lucreze, că așa, a doua zi își retrăgeau după ce erau acceptați, da? Că erau oameni cu experiență, foarte bine, haideți să vedem cum colaborăm, specialiști în diferite domenii, erau persoane relevante. Ei ne căutau, da? Ei, ele, da? Veneau, susțineau interviu, doamna europarlamentar, nu, își dădea acceptul, spunea, haideți că de mâine veniți, pregătim actele pentru contract. A doua zi, ori primeau oferte din altă parte, ca să nu se mai angajeze, ori dispăreau subit, ca și cum n-ar fi existat. Da? Asta a fost prima fază. A doua fază s-a reușit până la urmă, da? Apropierea unor oameni și au început presiunea asupra familiilor lor. Aici nu vreau să dau mai multe detalii. Ba, da, o să dau eu, da? Pentru că în locurile de muncă ale familiilor unora dintre asistenții mei, s-au făcut presiuni să-și dea demisia de la cabinetul meu, altfel o pățesc copiilor sau soților. Ca să înțelegi ce se întâmplă la Bruxelles și la Strasburg. Iar după scrisoarea asta mea cu Israelul, astăzi am trimis și către Organizația Națiunilor Unite. Cred că ați văzut că secretarul general al ONU a fost declarat persona non grata în Israel și din ce am auzit voi fi și eu declarată persona non grata în Israel, dar abia aștept să fiu persona non grata și pe teritoriul Ucrainei și pe teritoriul Israelului, de parcă aș fi vrut eu vreodată să mă duc în Israel. Am fost la Mormântul Sfânt, mulțumesc frumos, pot să mă duc și în Palestina, stați liniștiți, unde sunt primită cu brațele deschise. Și poate Palestina și recuperează teritoriul ăla pe care l-avea în 1946. Și poate acum secretarul general al ONU realizează ce prostie a făcut Organizația Națiunilor Unite când a distrus Palestina și a dat teritoriul Israelului. Te rog frumos, mâine, Clement, vom face o scrisoare statului Israel. Asta e din aia unde trebuie să faci presiuni, știi? Da, da, vreau să mă declare persona non grata. Da. Bun. Așa, ce deci mai avem de spus? De presiunile care s-au făcut? Astea, nici nu mai pot să-i spun presiuni. Faptul că acolo ți-au dat birou de unde să te vadă tot timpul, când intri, când ieși, cine vine la tine în vizită, cine da, pleacă. Place. Da, că le-am pus, adică cum e transparența. Da, le-am pus, nu vezi că eu fac live-uri. Da. Le-am pus icoane în geamuri. Că asta recunoască ușor. Da, și de câte ori trec acolo, este exact în centru, toți sunt nevoiți să se uite la icoanele lui Șoșoac. Da, și vin și fac și poze. E fel de punct de atracție. Da, ca să fie clar și ceilalți asistenți povestesc că e brandul tău, toată lumea știa, a văzut icoana, acolo e Diana Șoșoacă, e clar, nu mai, n-ai cum să confunzi locul ăla, nu există da altul la fel. Bun. Așa? A, și se țin după noi pe acolo, prin lifturi, prin diferite persoane, își fac poze cică pentru ei, da, ca să prindă, ne înregistrează la masă. Da, microfonul ăla, celebrul microfon, care e pornit tot timpul, trebuie tot timpul, noi l-am spus din priză până la urmă, pentru ședințele online. Dar când ai avut nevoie să faci o ședință online, ai aflat că de fapt nu se poate. Da. Dar noi avem microfon acolo, de la profesionist, se audă bine, pentru ședințe online, care nu se pot face, am aflat. La ce folosește microfonul ăla? La bani. Da, și ca să capteze mai bine și ca să fie înregistrat, sunetul, da, să nu fie cu zgomote de fond. Așa, asta anecdotic. Acolo într-un fel, acolo cumva e cu mănuși deocamdată, încă nu se vede presiunea. Aici la noi, în schimb, pentru că e candidatură la prezidențiale, aici lucrurile au luat tot o unură cam prea serioasă. Bine, aici ar trebui să intervină SPP-ul, dacă stai să te gândești, pentru că tu ești candidat la prezidențiale, cotat cu prima șansă, adică în Statele Unite, în momentul în care era în faza asta de a-ți depune, ei n-au semnături, dar de a fi candidat, deja trebuiau să fie girofarele în față și la tine și corect cu familia. Corect. Deci familia... Da, familia ar trebui păzită de SPP. Exact. 24 din 24. Și așa și spune și candidatul, așa spune și legislația. Și ca dovadă, nu am așa ceva. Bun. Ce mai să spunem? Asta este cu... să-mi amintesc. Un pic despre ce reacții au fost în toată mass media de astăzi după
după scrisurile tale către ONU și către ONU și Iran și Liban și fost foarte multe reacții pozitive de la oameni care cunosc politică externă, care înțeleg ce se Da, întâmplă. și-au mulțumit Dianei Șoșoacă, unicul om politic care a reușit, care a făcut ceea ce trebuia să facă președintele României și prim-ministrul României. Și mâine vreau să-i scriem și lui Zubin Mehta, marele dirijor care și-a permis să jignească poporul român. Tu nu vii în țara mea, oricât de mare dirijor ești, să faci tu politică și să îmi acuz românii de crime. Deci mâine vor fi două scrisori pentru Israel și Zubin Mehta. Rușine, domnule Mehta, că ai decăzut în halul ăsta, încât să, în loc să rămâi pe muzica ta, într-un domeniu al artelor, te-ai coborât la nivelul mitocănesc, abject al lui Ciolacu și al lui Netanyahu. Știu că îți va fi frică să trimit eu, nicio problemă. Bun. Oameni buni, să sperăm că va fi bine. Da, oricum Mâine stăm de la, pază aici da, până mâine la dimineață. 15:30 vor fi. Ne vom duce la Biroul Electoral Central pentru a depune candidatura mea la președinția României. Te aștept, Simioane, te aștept, Ciolacule, te aștept, Ciucă, te aștept, Lasconi, te aștept, Hunor, și cu toate serviciile voastre secrete abjecte, să veniți să faceți plângere penală împotriva semnăturilor SOS România, și SOS România va face plângere penală împotriva tuturor semnăturilor voastre. Și mai ales, atenție, unde e telefonul? Acolo. Și cu telefonul ăla al meu, pe care sunt probele împotriva voastră. Și de-abia aștept să vă cheme la parchet pentru a da cu subsemnatul pentru ceea ce ați vrut să-i faceți Dianei Iovanovi Șoșoacă, pentru amenințări și pentru încercarea de a o împiedica pe Diana Șoșoacă să candideze la președinția României și Partidul SOS România la parlamentare. Dar ce spune asta, că se fac eforturi atât de mari și riscă și ei Dacă niște aș avea chestii? 3 sau Da. 5% De s-ar ce se chinui, obosesc? Da. te-ar fura Și cu riscă STS-ul. pușcăria și chestii, totuși s-a întâmplat la europarlamentaria, Corect. i-a prins. Da. Da? Și riscă chestiile astea pentru ce? Pentru 5% sau cât îți dau ei Deci, 8%? gândiți-vă, oameni buni, Da. că sunt pe primul loc în sondajele adevărate la președinția României, iar la acest moment Partidul SOS România a depășit 27%. Așa că, oameni buni, se pare că SOS România va avea un scor peste cel obținut de AfD sau FPÖ în Germania și Austria. Așa că de aceea este o forță cumplită, inclusiv de la nivelul Uniunii Europene, de a opri Și în candidaturile. Germania încearcă să scoată în afară Da, atenția iar AfD-ul. AfD-ul este acum în instanță pentru a-l desființa și a nu mai exista AfD-ul, pentru că peste tot în lume suveraniștii preiau puterea. Oameni buni, este normal să vă sesizez toate aceste aspecte. Mă întorc la actele mele, mă duc să iau legătura cu băieții ăștia să le semnez actele. N-aveți decât să vă trimiteți ce vreți voi. Din acest moment voi avea pază și protecție, astfel încât să nu-și mai permită nimeni să-și bată joc și să încerce să mă amenințe pe mine sau copiii mei. Și luați labele de pe copiii mei, eu atâta vă spun. Atenție foarte mare! V-am spus, oameni buni, că vor începe cu amenințări, v-am spus că vor încerca să ne oprească să depunem candidaturile, dar nu m-am așteptat să fiu amenințată în cabinetul meu, că îmi vor distruge inclusiv semnăturile și că vor da spargere la cabinet. Așa este. Câte infracțiuni sunt astea? Cabinet de avocat, semnăturile unui partid, Partid Partidul Popular, da? europarlamentar, candidat la prezidențiale, Doamne, concurs de cred că vreo 15-20 de infracțiuni. Asta e, poți să te Deci trezești cu cât 25 de ani. ai la sută ca cineva să riște închisoarea pe jumătate de Înseamnă viață? că nu Ca... mai există turul 2, Da, Clemente, este exact ceva ce de v-am genul. spus. Da. Din sondajele PSD-ului a reieșit între 65 și 70% Diana Iovanovi Șoșoacă. Așa că, oameni buni, la vot! Și ajutați-mă când vă cer ajutorul. Mâine, cei care mă iubiți, cei care țineți la Partidul SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă, vă aștept la Biroul Electoral Central, la Romexpo, la ora 15:30, pentru depunerea
candidaturii mele la președinția României. Pentru prima dată în 34 de ani, un președinte român, patriot naționalist, care vrea și luptă pentru o Românie independentă și suverană, își depune candidatura. Doamne ajută tuturor, vă îmbrățișez și nu uitați, SOS, România strigă tare, SOS la guvernare. Vorba domnului profesor Florian Colceag, noi suntem ceata lui Harapalb, singura care mai poate salva România de la dezastru în care a căzut. Doamne ajută și vă rog din suflet rugăciuni imense de începând de astăzi, pentru că ceea ce va începe, ceea ce vor declanșa împotriva mea și a partidului SOS România, nu s-a mai întâlnit în ultimii 34 de ani. Vă iubesc, Doamne ajută, Diana președinte, Diana președinte. Hai, Diana președinte! Mâine veniți mii de oameni să strigăm Diana președinte, să vadă că nu e singură Diana, da? Vă aștept 15:30 Biroul Electoral Central la Romexpo. Vă iubesc, Doamne ajută!